Din nou în direct, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, am revenit la cafeaua cu piper de la Antena 3 Pitești, când stăm de vorbă cu cel mai longeviv primar din România, doamnelor și domnilor. Este din Argeș, evident, urmează să preia un nou mandat de edil în fruntea localității și ne interesează, printre altele, și care ar fi secretul său prin viziunea despre administrație de la începuturi până în prezent. De asemenea, aducem proiectele de investiții la zi, evenimentele, așa că spunem bună dimineața domnului Gheorghiță Boțărcă, primarul orașului Topoloveni. Bună dimineața, domnule primar, și bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne spuneați înainte de emisiune, înainte de a intra în direct, că este o săptămână într-adevăr complexă și chiar o să vă rog să ne spuneți ce înseamnă acest lucru. Dar înainte de acest lucru, v-am prezentat ca cel mai longeviv primar din România. Există un secret anume? Da, există. Secretul dețin cetățenii care te-au votat. Iar tu ți-ai făcut treaba. Sunt multe de povestit aici, sau dacă stăm în filozofia asta a politicii, domnule, ce ai făcut, cum ai făcut? Este vorba nu numai de intuiție, este vorba de o viziune, este vorba de un proiect, un program pe care ți-l faci, și acel program, dacă repetitiv din fiecare campanie în campanie se dovedește că s-a realizat, atunci capeți încredere. Și oamenii capătă încredere în tine și ăsta este rezultatul. Și dar girul să mergeți mai departe. Da, pentru că în modul de organizare a alegerilor locale și prezidențiale în România, primarul și președintele, și acum și președintele Consiliului Județean, sunt aleși uninominal. Ori acest vot uninominal, să știți că dă foarte multă valoare, foarte, foarte multă putere votului încredințat, și nu este o emanație a grupurilor, a negocierilor, a lucrurilor care se pot face pe din dos, cum spunem noi așa pe românește. Da. Mai țineți minte, cu siguranță, mai țineți minte primul proiect important pe care l-ați realizat în primul mandat la Topoloveni? Prima dată în localitate erau două aspecte. Unul, frigul în casă și lipsa apei. Și pe lângă astea toate se mai adăuga și întreruperea curentului electric. Sigur că erau trei factori importanți care unii ținea, apa, de exemplu, ținea de noi, de autoritatea locală, și la fel și căldura. Și ne-am luptat o iarnă întreagă în 90, atunci în 89-90, inclusiv cu calitatea cărbunelui. Am alergat la Târgu Jiu și am adus cărbune bun, pentru că în depozit era un cărbune cu pământ. Și țin minte, cu o echipă de profesori, să știți, și oameni deosebiți, am organizat de așa manieră încât în centrală sau în arzătoare să ajungă cărbune, să nu ajungă pământ, că din pământ nu puteai să scoți căldură. Da, într-adevăr. Iată, de ce nu, amintiri care sunt importante, da. Și proiecte care ușor, ușor duc la modernizarea unui oraș. Și al doilea proiect a fost legat de apă. Astfel am reușit ca până în 91, înainte de campania electorală și de alegerile din 92, orașul să nu mai aibă raționalizată apa. Am organizat un grup de 7 foraje, alte amplasamente, cu aducțiune directă în rețeaua noastră, și am scăpat de raționalizarea apei. Da. Domnule primar, înainte de a ne aduce la zi proiectele din 2024, o să vă rog să ne spuneți de ce este de complexă săptămâna aceasta. Iată, preluați un nou mandat de edil la Topoloveni, se predau acum, bine, se dau mai departe mandatele de, se validează mandatele de consilieri locali, aveți majoritate, nu aveți, care este structura la Topoloveni? Dacă ne referim la anul 2024, a fost un an cu efervescență și nu s-a terminat, politică extraordinară. Iacătă se constituie săptămâna aceasta în majoritatea localităților din Argeș și la Topoloveni. Vineri va avea loc constituirea Consiliului Local cu noile mandate și cu noi consilieri. Dacă mă întrebați de majoritate, da, am o majoritate în Consiliul Local, având 9 consilieri din 15,
și ne oferă posibilitatea alegerii vicelui primar și constituirea comisiilor de lucru pe o nuanță de urmărire a proiectelor și a programelor pe care le-am avut în campania electorală și ne dau încredere că următorii 4 ani vor fi iarăși ani de succes pentru comunitate. Indiferent ce s-ar spune, să știți că lumea este plină de boli și dăunători și în consiliile locale sunt boli și dăunători. Așa că să nu credeți că lucrurile sunt așa și toată lumea care vine acolo respectă pe cetățeanul care l-a votat. Nu, l-au votat cetățenii, el a fost în campanie cu dedesubturi, cu tot felul de lucruri, că în fața oamenilor nu se prezintă numai proiecte serioase. Mai merg și pe falsuri și acele falsuri, pe urmă, le pun în practică, le adaptează ei cumva, ca să nu meargă lucrurile corespunzător. Este pentru mine normal că este credibil ceea ce spun, pentru că vorbește un om cu experiență. Și experiența mi-a dovedit și îmi dovedește că așa stau lucrurile, iar de contrazis, dacă îndrăznește cineva, să vină și să stea de vorbă cu mine. Să înțelegem că aveți astfel de dăunători la Topoloveni? Da, peste tot sunt. Peste tot. Ce, noi nu avem așa ceva? Pe mine mă interesează foarte mult viața comunității și în felul acesta vrem să sprijinim și vor fi de data asta în programele noastre orientări foarte serioase. Chiar astăzi vom semna în jur de ora 11 cu câștigătorul licitației partea de supraveghere video în comunitate. Eu cred că prin această supraveghere video organizată în 3 sisteme diferite, dar centralizate ca și informație într-un singur birou de sinteză și de urmărire a activității în comunitatea noastră, va duce la mai multă disciplină, la mai multă ordine și respect din partea cetățenilor și din partea altora care vin în comunitate și se mai întâmplă și necazuri. Da, este importantă această supraveghere video până la urmă pentru că ține de securitatea noastră a tuturor, iar aspectul este din ce în ce mai abordat de toate comunitățile locale. Ușor, ușor ajungem la proiecte, domnule primar, și aș vrea să ne spuneți în continuare, să ne treceți în revistă cele mai importante proiecte ale anului 2024 realizate la Topoloveni. 2024 am avut și proiecte în continuare, dar avem și proiecte pe care le urmărim la vremea aceasta. Portofoliul este extraordinar de mare, dar am să amintesc mai mult capitolele pe care ne axăm noi. În primul rând, la partea de utilități. În tot orașul, la vremea asta, se desfășoară o acțiune de înlocuire a conductelor de gaze, a conductelor de apă pe anumite zone unde am avut restanțe și am rămas cu conducte vechi și pe acelea le înlocuim, iar peste ele venim cu programul de asfaltare. Adică este o lucrare de anvergură totuși. Și de disconfort în același timp. Da. Chiar săptămâna asta o să începem și asfaltarea pe anumite sectoare unde am avut intervenții majore efectuate și vreau ca ziua de vineri, când avem și o sărbătoare importantă, probabil că o să vorbim și de ea, dar și de constituirea Consiliului Local, să fim gata cu aceste lucruri. Oamenii au căpătat încredere că au văzut calitatea lucrurilor și venim complementar și cu alte proiecte pe care le-am finanțat noi. N-au fost posibilități de finanțare din fondurile Uniunii Europene sau din fonduri guvernamentale. Și nu poți lăsa nici aceste stări de lucruri Neterminate. Și oamenii sau neîncepute, sau amânate mai ales. Nu, dar oamenii trebuie să simtă că au același tratament. Și nu numai rețeaua de drumuri, avem în calcul, avem un proiect foarte important de regenerare urbană la care venim de fiecare dată cu o serie întreagă de clarificări. Aceste clarificări ne sunt solicitate de autoritatea de monitorizare și răspundem prompt
și sigur cu ceea ce trebuie să facem. După ce terminăm cu asfaltarea, intrăm pe trotuare, parcări, spații verzi, locuri de joacă și sigur un nou parc în Topoloveni. Sunt lucrări de anvergură, sunt lucrări necesare și sigur că fiecare dintre noi așteptăm și rezultatul final. Avem așadar apă, gaze, canalizare, avem coborârea pe drumul județean a cablurilor electrice și scoaterea stâlpilor care au mai rămas pe acolo, coborârea tuturor cablurilor care țin de telecomunicații și de dumneavoastră cu mass media, cu tot ce înseamnă partea de televiziune. La fel urmărim ideea cu pistele de bicicletă. Finalizăm acum și așteptăm încă un lot de biciclete care să le punem în funcțiune în primăvara anului care vine, dar organizând și noi stații. Și dacă vorbesc de stații, iacătă mă uit în stațiile de încărcare cu acumulatorilor la mașinile electrice, că au început să devină foarte folosite. Și figurăm pe această hartă ca localitate unde se încarcă mașinile și cu fără taxă, gratuit. Și atunci oamenii vin din autostradă la Topoloveni și încarcă mașina și în perioada asta, când stă o jumătate de oră, o oră, face și vizită în localitate. Și pe mine mă bucură treaba asta, că toți mă întrebau, zice, dar de ce nu luăm o taxă sau ceva? Nu! Este un punct de atracție, da, este o strategie de a crea o stare de atractivitate și în același timp omul vine în localitate și face și o vizită în comunitate. Descoperă în comunitate. Venul, așa. Da, sunt foarte mulți care își fac un ideal de treaba asta. Chiar săptămâna asta așteptăm de la Câmpul Lung un autocar cu pensionari militari care se vină în localitate. Ei au mai fost cu ceva ani în urmă, le-a plăcut această excursie a mușcelenilor noștri și vin la Topoloveni tot într-o vizită. Astea sunt lucruri extraordinar de frumoase și te încântă. Pe lângă proiectele de care vorbeam, gazele pe zonele și pe cartierele marginașe ale Topolovenului încep să capete conturi, iar pe partea sportivă suntem în legătură cu CNI-ul și săptămâna asta dăm ultimele clarificări pentru extinderea bazei sportive la Topoloveni. Construcția de locuințe, două aspecte. Agenția Națională a Locuințelor și suntem gata cu partea de proiectare, am semnat și contractul cu Ministerul și cu Agenția, am pus la dispoziție terenul și o să se organizeze licitația pentru încă 100 de apartamente. La fel, altă 100 de apartamente, suntem în construcție cu ele și în partea de expertizare, după o întrerupere de aproape 3 ani de zile, am recâștigat finanțarea și intrăm și cu ele în partea de execuție, adică anul 2025 va fi un an al șantierelor. Este un lucru foarte, foarte, foarte bun pentru noi. Iar proiectul cu liceul pe care l-am reluat, liceul tehnologic, este la fel pe agenda noastră și, într-un fel, mă bucur, pe de altă parte plângeam mai zilele trecute sau până mai zilele trecute, dar acum mă bucur că finanțarea pentru construcția liceului este o finanțare reală. Este o finanțare reală întrucât tratează prețurile din ziua de astăzi. Altfel am fi mers cu o subfinanțare la care trebuia neapărat să facem niște contribuții ale noastre din bugetul local sau din alte bugete atrase. Posibilități nu aveam, cred că am fi recurs la niște împrumuturi și uite tot așa. Pe urmă am depus proiectul și avem 14 km de pistă de bicicletă. Știți că noi avem o mare competiție la Topoloveni cu mountain bike-ul și eu sunt îndrăgostit de această activitate și ar fost nu numai de moto, dar și de bicicletă și mi este drag să văd oamenii
cum merg pe bicicletă. Renunță la mașini ușor, ușor, pentru a lua bicicleta știți, din când în când? Să știți că da. Și aseară eram de vorbă cu câteva familii și mă întrebau, zice, domn primar, când retragem bicicletele? Când s-a stricat timpul? Până nu se strică timpul, că noi avem un program la 1 noiembrie să se oprească. Da. Dar nu o să oprim la 1 noiembrie, oprim atunci când se strică, când se strică timpul. Și să bucurau. Zice, uite, profităm și noi de timpul ăsta frumos și chiar suntem la promenadă toată familia cu bicicletele de la oraș. Pe mine mă bucură lucrul ăsta, că văd bicicletele și la magazine, la supermarketuri, oamenii își fac toate treburile, sau elevii, se deplasează cu ele, le-am făcut și stație la unitatea școlară ca să aibă unde să o parcheze, unde să o lase și până o reia el sau alt prieten sau alt coleg, îi stă acolo. Și așteaptă următorul participant. Sunt lucruri foarte frumoase și foarte importante. Pe urmă, am avut proiectul acesta cu iluminatul public, proiect la care venim complementar acum cu încă un proiect și pentru alte zone care n-au încăput din punct de vedere financiar în prima etapă și venim cu modernizarea și pe aceste zone. Dar ca să treci de la drumul național la drumul județean și de la drumul județean la drumurile comunale sau la străzile colaterale, ai nevoie de un supliment. Ce înseamnă acest supliment? Trebuie să faci pe banii tăi toate racordurile care trebuiesc asigurate și pentru restul de stradă sau ce vine din artera principală în secundariat. Sunt multe lucruri de capacitate așa de făcut. De gestionat, de manageria, dacă vreți, pentru că atunci când vorbim de un edil, ne gândim la o strategie de management, nu? Partea asta de management și tot mă întrebați dumneavoastră și la început, care este succesul? Succesul este să te înțeleagă oamenii și să te faci înțeles. Partea asta de comunicare este extraordinară. Dacă nu ai o comunicare bună, dacă nu ai un nivel de încredere și capacitatea de a motiva și a explica de ce nu asfaltez ca să nu mă apuc mâine să sparg și să pun conducta sau să sap pentru o canalizare sau eu știu pentru altceva, din cauza asta oamenii percep și te acceptă. Da, este important la urmă să vadă că se fac lucruri și că într-adevăr sunt făcute la timp și se păstrează până la urmă un parcurs firesc, nu-i așa, a lucrărilor. Aici, pentru liniștea și pentru siguranța oamenilor, trebuie să avem grijă de fiecare dată. Noi am mers în localitate cu câteva aspecte pe care cred eu că au devenit așa, nu slogan, au devenit viața noastră, au devenit... O stare de spirit și de fapt. Și de fapt și de spirit, dar și de încredere. Pentru că orientarea noastră a fost întotdeauna către o localitate verde. O localitate care să-ți dea siguranță, o localitate care să îți asigure un climat și un habitat propice, cu o zonă de educație foarte bună, cu o zonă de recreere foarte bună, cu o zonă de siguranță a circulației și n-am neglijat nici spațiile locative. Fiecare dintre oamenii noștri din Topoloveni, special cei care sunt în aceste condominouri, în aceste blocuri, au beneficiat și beneficiază în continuare de proiecte, de anvelopare a locuințelor. Și anul ăsta am negociat cu ultimele trei asociații de proprietari și am alăcătuit încă un calup ca să cuprindem toate blocurile din localitate. Dar că sunt niște criterii, nu-i așa, domnule primar? Trebuie să fie eligibile pentru astfel de proiecte, blocurile. Toate localitățile sunt eligibile, dar eligibilitatea o dă încrederea pe care o avem unii în alții, adică asociația de proprietari trebuie să încheie un contract de parteneriat, de tutoriat cu autoritatea locală și autoritatea locală manageriază tot proiectul acesta. Da. Este o lucrare mai complexă, cu multe
laturi sensibile și oamenii au și nu au încredere. Da. Este exact, n-aș putea să spun dușmănie. Zice, băi, păi eu stau la patru, ăla stă la parter, la ăla e miroase, la mine e cald. Trebuie să, da, să da, avem da, multă, da. Multă elasticitate așa în ceea ce facem. Da. Iată că timpul trece foarte repede, domnule primar, să ne povestiți, vă rugăm foarte mult, despre evenimentul de vineri. Se aprinde focul la Topoloveni, deja o tradiție binecunoscută și apreciată de toți argeșenii și nu numai. Care și va fi iubită de noi. Și iubită, da. Este o sărbătoare iubită de noi toți. Pentru mine și pentru toată lumea, focul este magnific. Iar elementul ăsta de simbol, de trecere de la vară la iarnă, ne ținând cont de anotimpurile intermediare, primăvară da. Și toamnă, cred eu că dau o satisfacție extraordinară. Focul Sumendru, ca și sărbătoare, este o sărbătoare precreștină, care s-a păstrat în zona noastră și oamenii din zona noastră au iubit și iubesc acest obicei, eveniment da. și obicei. Cu toate că pe la anii 1650 până la 1700 și ceva, cam toate lucrurile păgâne erau abandonate, se venea cu o altă educație. Au fost părăsite între timp. Ei, ce spunem noi cu ghicitori, cu obiceiuri, cu... Dar Halloween-ul preluat și mare afacere a americanilor și altora, noi o aveam cu dovleacul în gard de când eram copii. Da, și da. Chiar ne distrau lucrurile acestea. Și am tot tăiat la dovleci în grădina lui tata și lui mama, de ne săturam noi copiii și făceam tot felul de figurine. Și le puneam prin toate gardurile, prin toate babele. Și era o frumusețe. Dar ia cât alții au știut să facă bandă în treaba asta. Focul Sumendru, pentru noi, pentru topoloveneni, este și ziua și frumusețea în comunitate. Ne adunăm și foarte mulți. Și pe lângă noi, localnicii vin și foarte mulți invitați, ceea ce este o bucurie. Anul ăsta o să avem și ambasadorul Finlandei, prezent la noi la Topoloveni, și ambasadorul Tunisiei. Cu Tunisia vrem să facem și să pregătim chiar vineri, după constituirea Consiliului Local, avem și întâlnirea cu ambasadorul și cu câțiva reprezentanți și atașați ai ambasadei care vor veni la Topoloveni și să conturăm un parteneriat, un proiect de înfrățire cu una dintre regiunile, dintre localitățile lor. Este un moment pe care îl așteptăm cu interes. Așadar, trecem peste mare cu partea asta de înfrățiri. Să nu mă întrebați cine vine. Exact, aici vreau să vă întreb. Asta vreau. Vă citeam că asta vreți da. Să spuneți. Noi nu avem un alt cap de afiș. Capul de afiș este focul. Dar parteneriatul nostru de-a lungul timpului cu o serie întreagă de case de cultură, de colegi primari, ne-au îndreptățit și ne îndreptățesc să fim într-o frăție. Și atunci nu vor lipsi de unde se agață harta ancurii, de la Miroslăuți și până în Oltenia noastră, o serie întreagă de case de cultură, numai puțin de 12. Ah, iată, care vin cu programul. Care vin fiecare cu programul lor, da. Și atunci avem din Moldova, de la Întorsura Buzăului, avem din Cernavodă, avem din Olt, avem de la Slatina, avem de la zona Sibiului. Din toată țara, de la Baia de Aramă. Da, iată, e o frumusețe. Iată un foc al lui Sumedru aparte, am putea spune, anul acesta la Topoloveni, doi ambasadori al Finlandei și al Tunisiei la Topoloveni și 12 case de cultură din întreaga țară care vor veni cu un program artistic. Vă mulțumesc foarte mult, vă urăm mult succes și vă mai așteptăm pe la noi. Doamne ajută!
Doamnelor și domnilor, a fost domnul Gheorghiță Boțărcă, primarul orașului Topoloveni, Dana Popescu, sunt eu, rămâneți cu Antena 3 CNN, la revedere!